Un adolescent a ales să-și pună capăt zilelor aruncându-se în gol de la etajul nou al unui bloc din Cluj-Napoca. Deocamdată nimeni nu știe ce l-a împins pe tânăr să facă acest gest extrem, mai ales că acesta nu a lăsat niciun bilet de adio prin care să își justifice gestul. Adolescentul în vârstă de 17 ani a urcat la etajul nou al blocului în care locuia împreună cu bunica lui, de unde s-a aruncat în gol. Impactul i-a fost fatal minorului, care a fost găsit fără suflare pe plafonul unui imobil situat la parterul blocului. S-a aruncat un băiat de la etajul nou de 17 ani. Din păcate, salvatorii nu au mai putut face nimic pentru băiatul de 17 ani și au fost nevoiți să constate decesul. Părinții băiatului sunt plecați la muncă în străinătate pentru a-i oferi acestuia un trai mai bun, iar băiatul locuia împreună cu bunica lui. Băiatul nu a lăsat în urmă un bilet de adio prin care să își explice de ce și-a dorit moartea. În urma lui au rămas părinții îndurerați, care se vor întoarce acasă pentru a-și înmormânta fiul.